Hristos a înviat. Citatul zilei de astăzi este din Isaac Sirul și este următorul. Fiți însetați de Hristos și El vă va împlini cu dragostea sa. Știm cât de mult era însetat Mântuitorul după noi, după fiecare dintre noi. Teologii și sfinții spun că atunci când Iisus pe cruce spune mie sete, de fapt exprimă o sete profundă, dumnezeiască, după fiecare suflet pe care ar fi dorit să-L mântuiască și ar dori să-L mântuiască. A avut o dorință, o dragoste, o dorință de a ne mântui, încât s-a dăruit pe sine. Am văzut în postările trecute cum o mare parte din viață și-a dăruit tot din viața pământească pentru ca să ne fie aproape, neprecupețind niciun efort, nici o oboseală, nici o stenială, dăruindu-și timpul, da, nouă tuturor apostolilor, ucenicilor și tuturor, de altfel, prin învățătura sa transmisă peste veacuri, până la sfârșitul lumii, prin cuvântul său, încât ne-a arătat cât de multă sete are El după noi, cât de însetat este El de mântuirea sufletelor noastre. Ne aducem aminte la cina cea de taină, la cina Domnului, la cea mai renumită cină, la cea mai renumită masă din istoria umanității, când Învățătorul ia cina, celebrează Paștele, iudeu, evreu, de la vremea respectivă, împreună cu ucenicii săi, și cum spune, dar în acel moment de intimitate profundă, cât de mult am dorit să iau această cină cu voi, să fiu cu voi. Cât de mult și-a dorit să fie în această intimitate cu ucenicii săi. Și în nenumărate alte locuri, Mântuitorul își manifestă și ne dă să înțelegem, ne face să înțelegem și transpare din Sfânta Scriptură cât de mult Dumnezeu era însetat după noi. În această lumină, Isaac Sirul dă o nouă conotație și face acest îndemn al Sfinților de a fi și noi însetați de Hristos. Pentru ca această sete după Hristos să fie răsplătită de Hristos însuși, cu dragostea sa, cu prezența sa, cu dăruirea sa, cu puterea sa, cu tot ce avem nevoie pentru ca să putem să ne mântuim și să ajungem împreună cu El în veșnicie, alături de El. Așadar, citatul și motivaționalul zilei de astăzi este din Sfântul Isaac Sirul: fiți însetați de Hristos și El vă va împlini cu dragostea sa. Hristos a înviat.